Pa, pa! Și mi-a căzut și firul. Salut, fetelor! Mi-a fost dor de voi. Sper că și vouă de mine. Mă bucur mult să ne revedem din nou și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de mine. Dacă săptămâna trecută am lucrat un proiect mare, de această dată mi-am dorit să lucrăm un proiect mai abordabil și anume m-am gândit să facem ceva pentru noi. Și anume este un bol de fire sau un coșuleț de tricotat sau de croșetat și anume are acele mici urechiușe prin care putem să trecem firele și bobina ne va rămâne în coșuleț. Acest proiect l-am gândit în primul rând pentru voi sau pentru noi, dar puteți să-l faceți și cadou. Am vrut să fie un proiect versatil, să puteți folosi în mai multe feluri. Hai să-ți arăt și cum se folosește acest coșuleț pentru fir. Luăm firul nostru, îl punem în coșuleț, da? Aici mai trebuie eu să-mi ascund firele. Trecem firul prin această căurică și voilà! Ne putem apuca de lucru. Vedeți? Și când tragem de fir, acesta rămâne frumos în cășleț. Și nu se mai rostogolește și nu mai pierdem. De asemenea, acest coșuleț ne poate ajuta să ne depozităm firele sau chiar croșetele. Și așa suntem sigure că nu pierdem croșeta, nu pierdem firul. Nu-i așa că e drăguț? Așa se folosesc aceste căsulețe perfecte pentru depozitarea firului și chiar pentru lucru. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru acest proiect. Pentru acest proiect vom avea nevoie de iută. V-ați fi gândit la asta? Vom croșeta astăzi cu iută sau cu soară. Este un material natural și de un fir mai solid, care să aibă o anumită ținută. Un exemplu de fir, eu l-am primit de la Georgi și îmi place foarte mult și mi se pare numai potrivit pentru acest proiect. Este firul Slim Cotton de la Retwist, din bumbac 80% și 20% poliester. Se recomandă croșeta de 3, respectiv de 4 mm. Noi îl vom lucra astăzi cu croșeta de 4 mm. Așa, acestea sunt firele. Iuta de pe AliExpress este, tot ce înțeleg practic, este de 2 mm și, dacă nu mă înșel, 100 de metri. Posibil să mă înșel pentru că este scris în chineză, dar aici scrie 100 și am dedus că poate se referă la lungimea firului. Dacă vă uitați, cele două fire sunt aproximativ la fel în circumferință și se potrivesc foarte bine împreună. Avem nevoie de un asemenea fir. Da, vom mai avea nevoie, desigur, cum am spus, de croșeta de 4 mm. Am încercat și cu 3-3,5, dar tot îmi scapă firul, așa că nu recomand. Forfecuță și, desigur, acul de toate zilele pentru a ascunde firele și pentru că vom lucra în cerc, un cerc magic, desigur, vom avea nevoie și de marcatoare. Ok. Bun, am discutat despre materialele necesare, haideți să trecem la treabă. Vom începe coșulețul nostru lucrat cu iută și vom începe lucrul cu un cerc magic. Bun. Iuta este mai greu de lucrat, așa că va trebui un pic de atenție și pricepere. Dar cu exercițiu ne putem obișnui. Bun, și lucrăm 8 piciorușe scurte în cercul magic. 1, 2, 3, 4, 5,
câte vedeți, și mie îmi scapă puțin. De asta nu v-am recomandat fir croșetă mai mică de diametru, pentru că și așa este destul de dificil de lucrat cu iuta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. A trebuit să tragem bine, dar mai încolo. Acum doar apropiem puțin, pentru că nu vrem să strângem prea tare ochiurile astea, vrem să fie cât de ușor de lucrat. După ce am lucrat măcar al doilea rând, după aceea tot putem să apropiem și să strângem. Bun. Și acum începem în rândurile de mulțiri. Câte două piciorușe scurte în fiecare ochi. Asta e primul rând de înmulțiri. Acum eu recomand, mai ales dacă sunteți mai începătoare, să puneți marcatorul deja la acest rând. Îl voi pune și eu ca să puteți urmări mai ușor. Știu că Georgie lucrează cu fir pe post de marcator, dar sincer eu prefer această metodă, chiar dacă lucrez puțin mai încetișor. Din cauza asta mă încetinește puțin, dar nu mă deranjează acest lucru. Am descoperit acest proiect când făceam un pic de research, când am început să citesc despre slow living și despre cum ia amploare acest contra val la stilul de viață de astăzi. Și ce îmi place mie în acest stil de a gândi este că promovează viața mai lentă. Sigur, dacă îți dorești să-ți cumperi ceva, nu este nimic în neregulă cu asta, nu? Dar, uneori, este mai fain să facem ceva pentru noi. Nu doar să apăsăm acel buton sau clic și gata, am cumpărat produsul. În loc de asta, mai bine punem mâna și lucrăm ceva pentru noi. Uite, acum putem să strângem. Vedeți? Și se apropie încet. Așa. Este uneori mai drăguț și, nu știu, mie mi oferă o satisfacție enormă când fac ceva pentru mine, cum este, de exemplu, și acest coșuleț, sau am învățat acum recent să tricotez, nu știam să tricotez înainte, și mi-am tricotat o căciulă și pot să spun că plăcerea a fost mult mai mare când a fost gata decât dacă aș fi cumpărat-o. Mă bucur, desigur, de orice articol pe care îl cumpăr, dar mi se pare că satisfacția este mai mare. Ok. Bun. Acesta a fost rândul nostru 2. Trecem la rândul 3 și începem cu un piciorul simplu. Punem marcatorul nostru înapoi. Am uitat să vă spun că eu voi lucra în X. Îmi place mai mult efectul. Dacă nu știți cum se fac piciorușele în X, avem un video pentru voi. Asta va apare chiar în colțișorul din dreapta sus. Am făcut un picioruș simplu. A, da, și o mulțire facem acum. Așa. Un picioruș simplu. O mulțire. Eu iau firul cu mine. Așa. Vedeți cum mi se plimbă firul? Dacă aș avea coșulețul gata, aș putea să-l folosesc.
Este un exemplu foarte bun de cât de utile sunt aceste coșulețe. Ok, bun. Deci, un picioruș simplu, o mulțire. Picioruș simplu, o mulțire. Continuăm așa până la capătul rândului. Și am ajuns la capătul rândului. La capătul rândului 3. La capătul acestui rând ar trebui să avem 24 de piciorușe, calculându-l desigur și pe acesta în care este marcatorul și primul picioruș. Bun, rândul 4. Facem un picioruș simplu. Punem înapoi marcatorul nostru. Ok? Mai facem încă un picioruș simplu și o mulțire. Vedeți, acest proiect este foarte bun dacă sunteți la început și n-ați mai lucrat poate în cercul magic. Cu ocazia asta puteți exersa. Ok. Încă două piciorușe scurte. Și o mulțire. Și acesta este modelul nostru pentru acest rând. Continuăm așa până la capătul rândului. 4 și la capătul rândului trebuie să avem 32 de piciorușe scurte. Hai să facem mai departe și ne vedem acolo. Bun, rândul 5. Scoatem marcatorul, facem primul nostru picioruș simplu, deci ăsta este primul nostru picioruș simplu, mai facem încă una, două, și o mulțire, adică două piciorușe simple în același ochi. Iarăși, 1, 2, 3 și o mulțire. Pa, pa! Și mi-a căzut și firul. Așa. La capătul acestui rând ar trebui să avem 40 de piciorușe simple. Este destul de dificil de lucrat cu iuta, din păcate. Să știți, dar merită, după părerea mea, un pic de chinuială. Pentru că la final o să vedeți că o să avem un coșuleț atât de frumos. Materiale simple, bumbac, iută și ca și cadou va merge oricui, o să vedeți. Și mai ales fiind handmade, lumea vă va admira lucru. Lucrez puțin mai încet pentru că e iută, nu-i fir normal și nu alunecă croșeta chiar așa cum ar trebui, în mod normal. Și nici în jurul degetului nu stă cum stă un fir normal, știți? Și scapă. Da, e ok. Adică, na, mă descurc. Și, sincer, abia aștept să fie gata.
Asta îmi place, să lucrez proiecte care mi oferă un anumit entuziasm, care sunt diferite, ce n-am mai făcut. Și dacă stați pe Pinterest sau pe Insta, sigur că inspirațiile ne lovesc din toate părțile. Nu știm de unde, când și unde ne-am apucat să ne uităm, la ce și unde ajungem. Dar nu știu, câteodată cum e proiectul ăsta, mă prinde ceva, ideea asta am avut-o de mult timp, dar până acum nu știu, n-am avut curaj nici să filmez, dar nu știu, am simțit că vreau să vă arăt proiectul ăsta și am vrut să lucrăm împreună. N-am vrut să țin doar pentru mine. Mi s-a părut mult prea frumos. Bun. La rândul 6, suntem la rândul 6, la sfârșitul rândului 5, și vreau să-mi împart acum mulțirile pentru a pierde puțin din forma asta hexagonală și a o face puțin mai rotundă. Și haideți să vedem cum facem asta. Facem un picioruș scurt. Ne punem înapoi marcatorul. Da, deci ăsta e primul picioruș din acest rând. Mai facem un picioruș scurt și facem o mulțire. Și acum continuăm cum am face în mod normal. 1, 2, 3, 4 și o mulțire. Un picioruș scurt, 2, 3, 4 și o mulțire. Și facem așa până la capătul rândului, până când rămânem cu două piciorușe scurte la final. Și ne vedem acolo. Bun. Am ajuns aproape de capătul rândului, mai avem rămase aici două piciorușe scurte. Aici am avut ultima mulțire a rândului. Mai lucrăm cele două piciorușe scurte rămase. Bun, și acesta este fundul bolului nostru. Dar vedeți că mi-am pierdut un pic forma hexagonală. Este mai rotund. Și acum aici la rândul 6 ar trebui să avem 48 de piciorușe scurte lucrate în total, dacă numărați. Ok, bun. Rândul 7. Acest rând 7, eu vreau să îl lucrez pentru a avea un fund al bolului un pic mai pronunțat și încuraja să se formeze și atunci vom lucra doar în partea din spate, nu asta, ci asta. Practic, nu lucrăm așa cum am lucrat în mod normal, ci intrăm în mijlocul ochiului și facem piciorușele noastre scurte. Da? Punem înapoi marcatorul nostru și în acest rând vom lucra normal, nu mai împărțim nimica, nu mai împart nimic cu nimeni. Așa, și lucrăm la 2, 3, 4, 5
și o mulțire. Unu, doi, trei, patru, cinci și o mulțire. Opa! Vedeți cum mai scap. Lucrez destul de strâns. Bun. Și lucrăm tot modelul acesta. 5 piciorușe scurte și o mulțire. Și la capătul rândului ar trebui să avem 56 de piciorușe scurte. Și ne vedem acolo. Bine? Suntem la rândul 8. Și vom face în felul următor. Vedeți, aici mi s-a format și o linie. Și eu am vrut să se formeze așa, de asta am lucrat în bucla din spate și asta vreau să fie fundul bolului meu. Ceva de genul, vedeți? Ok. Și acum, la rândul 8, ne împărțim iarăși, cum am făcut la rândul 6, dar acum vom lucra în ambele bucle al ochiului nostru și anume 3 piciorușe scurte, o mulțire și acum facem 1, 2, 3. Și ați ghicit, 4, 5, 6 piciorușe scurte, o mulțire. Da? Și asta este modelul nostru pentru acest rând. Am să vă las să lucrați singure. Da? Deci din nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o mulțire. Da? Puteți să puneți video pe pauză, să lucrați până la final acest rând și ne vedem la finalul rândului 8. Bine? Bun. Am ajuns și la capătul rândului 8 și pentru că ne-am împărțit la început înmulțirile, aici avem pe ultima acestui rând, ultima înmulțire a acestui rând și ar trebui să avem încă 3 piciorușe scurte până la marcator și 64 de piciorușe scurte în total, da? Și le lucrăm și pe acestea, pe ultimele 3. De asta vă las să lucrați singure, pentru că eu lucrez foarte, foarte strâns și asta sigur că nu mă ajută în cazul iutei, care este foarte un material destul de abraziv și nu alunecă lucrarea. Și astfel trebuie să pun pe pauză, pentru că altfel, sincer, am stat până mâine aici. Bun, rândul 9. Ghiciți ce facem. Lucrăm mai departe. 7 piciorușe scurte. Și ghiciți ce mai departe. Da, deci 1, 2... La mulțire aici am probleme. 4, 5, 6 și 7 și o mulțire.
înmulțire aici, în următorul ochi, adică două piciorușe scurte în același picioruș scurt din rândul anterior. Așa. Bun. Continuăm așa cu câte șapte piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului și ar trebui să avem 72 de piciorușe scurte înlucrate în total. Ne vedem la rândul 10. Să vedem ce facem mai departe. Bun. Hai să facem mai departe. Suntem la rândul 10 și avem un nou rând de înmulțiri. În primul rând că vom împărți iarăși înmulțirile, dar vom lucra acest rând, rândul 10, nu în bucla din spate, ci vom lucra în bucla din față. Să vedem cum iese. Așa. 1. Hai să vedem. 2. 3. 4. Și o mulțire. Facem în următorul ochi. Și acum facem 8 piciorușe scurte după această mulțire. Și o mulțire. Și aceasta este secvența pentru acest rând. 8 piciorușe scurte și o mulțire. Și ne vedem la capătul rândului. Suntem la sfârșitul rândului 10 și pentru că ne-am împărțit prima mulțire, ar mai trebui să avem, da, asta e ultima mulțire a rândului, ar trebui să mai avem 4 piciorușe scurte înainte de marcator. Le lucrăm și pe acelea, dacă nu le-am lucrat deja. Dar tot piciorușe în X lucrăm. Și deocamdată bolul nostru arată mai mult a farfurie, dar ar trebui să prindă formă odată ce vom înceta cu înmulțirile. Și propun să lucrăm și acest rând de mulțiri și vom face 9 piciorușe scurte și o mulțire până la capătul rândului, unde ar trebui să avem 88 de piciorușe scurte. Haideți să le lucrăm și pe acestea, dar le lucrăm în ambele bucle de data asta. Și lucrăm normal, acum nu împărțim nimic. Dacă ați observat, în rândurile pare împărțim doar. Și ăsta e penultimul rând de mulțiri, cum am spus, de 9 piciorușe scurte și o mulțire. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, opa, și o mulțire. Și ne vedem la capătul rândului. Bine, fetelor, pentru că mie merge mult prea încet și nu vreau să vă țin aici până mâine. Propun să ne vedem la capătul rândului, unde vom vedea ce facem mai departe. Am ajuns la rândul 12. Deci în rândul 11 am făcut 9 piciorușe scurte și o mulțire. Rândul 10, 8 piciorușe scurte și o mulțire. Și acum rândul 12 vom face câte
un picioruș scurt în fiecare ochi. Nu vom mulți, nu vom scădea, lucrăm doar frumos, câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Nu mulțim, nu scădem și ar trebui să avem în continuare 88 de piciorușe scurte și ne vedem la capătul rândului. Puteți pune frumos pe pauză acest video și dați drumul în momentul în care ați terminat rândul 12. Bine? Ne vedem acolo. Și așa am ajuns la rândul mult așteptat. Yay! În sfârșit! Adică am ajuns la punctul unde vom adăuga firul nostru alb. Bun! În sfârșit! Și avem în continuare tot 88 de piciorușe scurte sau ochiuri. Acesta este ultimul ochi. Nu-l terminăm. Din rândul anterior mă refer și luăm firul alb și îl tragem frumos prin cele două bucle. Așa. Rândul acesta, rândul 13, am schimbat culoarea. Am făcut primul meu picioruș scurt, da? Mi-am pus marcatorul. Luăm firul de iută cu noi, da? Îl ascundem aici și ăsta mi-e firul cum am schimbat culoarea, da? Și avem un picioruș scurt, 2, acesta va fi iarăși un rând de mulțiri și ultimul, tot în X, 3, 4, 5, înmulțim, dar voi înmulți cu două piciorușe reduse și nu în ochiul ăsta, ci dedesubt, dedesubtului, pentru că vreau să fac un model mai interesant. Iau fir pe croșetă, mă uit unde e ochiul meu și mă duc chiar dedesubtul lui, vedeți? Da? 1. Și din nou, iau fir pe croșetă și mă duc în același ochi. 2. Da? Dar cu grijă să nu acoperim mai mult de un ochi din spatele lui. Da? Pentru că aici nu e mulțirea, dar teoretic suntem... Ca să fie mulțire, trebuie să fie în același ochi. Și atunci, aici dedesubt ochiului piciorușelor duble reduse, avem ochiul nostru și mergem mai departe. 1. Desigur, să nu uitați. Eu am uitat să-mi iau firul, dar nu-i bai. A trebuit să desfac. Dar nu-i nimic. Îl mai fac o dată. Nu-i niciun bai. Da? Iau fir pe croșetă. Măcar vă mai arăt. Da? Și chiar... Doar pe ăsta la copor. Da? 1. Două. Piciorușe duble reduse. Da? În același ochi. Bun. Și mă duc mai departe. Mi-am luat firul cu mine, vedeți? Încă 10 piciorușe simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și aici îmi vine din nou ochiul de mulțiri și din nou iau fir pe croșetă. Dacă mă uit bine, se și vede unde am de... Vedeți? Chiar sub ochiul meu.
1. Doi. Ok. Și mă duc tot așa, încă 10 piciorușe scurte, având grijă, desigur, să nu acopăr mai mult de un ochi. Da? Unu. Luând firele cu mine. Două. Trei. Cinci, șase, șapte, opt, nouă. 10 și așa, din nou, mă uit unde-i punctul ăla, picioruș dublu redus. Da? Bun, și asta va oferi un model foarte interesant. Nu-i așa, fetelor? Zic că e foarte frumos. Continuăm așa până la capătul rândului și ne vedem după ce am terminat acest rând. Bine? Bun, am ajuns la capătul rândului. Ar trebui, după ultima mulțire, să mai avem 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, a șaselea e acoperit, iar ăsta este piciorușul nostru alunecat de la schimbul de culoare și nu vom considera. Ok? Și atunci mai trebuie să facem, luăm desigur în continuare firul cu noi, 1, 2, 3, 4 și 5. Acesta îl vom sări și vom lucra direct în ochiul ăsta următorul. Ok. Punem înapoi marcatorul pentru că în continuare vom merge doar cu piciorușe simple până la rândul 23. Ne vedem acolo, la capătul rândului 23. Hei, hei! V-am păcălit! Am revenit un pic mai devreme decât la capătul acelor rânduri, pentru că vreau să vă spun să nu trageți... Deci, trebuie să reglați puțin tensiunea. Puteți trage un pic de fir ca să-i dați formă bolului vostru, dar să nu trageți foarte, foarte tare, pentru că după aceea bolul vostru se va aduna mult prea tare pe măsură ce avansați și nu asta ne dorim de la bolul nostru. Da? Să continuăm mai departe. Așa. Și acum că am terminat rândurile noastre cu piciorușe simple, suntem la rândul 24. Tocmai am terminat rândul 23. Și acum o să vedeți de ce v-am spus să nu tăiați firul de iută, pentru că ne vom folosi de el. Și până acum l-am folosit să ne ofere un pic de ținută firului și îl vom folosi în același scop și o să vedeți în ce sens. Și începem rândul 24 croșetând 12 piciorușe simple. L-am făcut pe primul. Și în continuare luăm firul cu noi. 4 5
6, 7, 8, 9, 12. Ok, am făcut cele 12 piciorușe scurte și acum, ținând firul, da, cu degetele de la aceeași mână cu care ținem firul alb, vom croșeta doar în jurul firului 10 piciorușe scurte. Da? Este un pic mai dificil pentru mine să fac asta în fața camerei. Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9 și 10. Bun. Acum le adunăm puțin ca să nu se vadă firul de iută de sub și sărim 3 piciorușe scurte din rândul nostru. 1, 2, 3. Și în al patrulea facem un picioruș scurt și avem grijă cum așezăm firul nostru de iută ca să-l prindem. Bun. După care facem încă 3 piciorușe scurte în continuare. 1, 2, 3. Și așa am format, da? Tragem un pic de firul ăsta și am format prima urechiuș. Ok. Acum, din nou vom croșeta în jurul firului doar, dar de data asta doar 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Și acum luăm frumos, dar de data asta sărim doar 2 piciorușe scurte. Da? În a doua și în a treia facem un picioruș scurt. Așa. Vedeți? Cea mare și cea mică. Avem cele două urechiușe ale noastre. Și acum nu avem nimic de făcut deocamdată decât să croșetăm până la capătul rândului și ne întâlnim acolo, bine? Bun, și am ajuns la capătul rândului nostru cu piciorușe simple și ăsta e momentul în care eu voi tăia firul ăsta de iută. Vedeți să-l tăiați un pic mai lunguț ca să-l puteți ascunde și voi face un rând de piciorușe alunecate jur împrejur,
Asta e o variantă. Sau este momentul numai bun de a vă alătura membrelor canalului, membrele noastre fidele, care tot timpul au parte de câte o surpriză, câte un cadou și sunt mereu în temă cu tot ce se întâmplă pe canal, cu ceva timp înainte ca proiectele să apară pe canal. Așadar, dacă vrei să ai parte de tot felul de bunătățuri, hai între membrele canalului nostru. Poți face asta apăsând butonul de Join sau Alătură-te. Noi vom continua cu piciorușe alunecate. Sper că vă place coșulețul nostru. L-am filmat cu mult drag pentru voi. M-am gândit că ar fi drăguț să facem ceva pentru noi, pentru că majoritatea dintre noi facem produsele pentru alții, facem jucăriuțe, facem cadouri, le vindem, nu facem multe lucruri pentru noi și am zis că hai să ne cadorisim. Da, să ne cadorisim. Mie îmi place foarte mult să fac cadouri prietenelor mele, să le croșetez cadouri. Dacă e o gentuță, dacă e un coșuleț. Când v-ați făcut singure un cadou? Felicitări, draga mea! Tocmai ai creat ceva pentru tine. Sunt atât de fericită că ai acceptat invitația mea de a lucra împreună acest coșuleț minunat, cu model deosebit. Am creat ceva pentru noi înșine sau poate chiar un cadou pentru cineva drag. Sper că v-a plăcut acest proiect, dragilor mele, și abia aștept să ne mai vedem în următorul tutorial. Vă pup! Pa, pa!